Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Klaus Iohannis, domnilor miniștri, domnilor prefecți, domnilor reprezentanți, conducători ai serviciilor deconcentrate, vă voi transmite câteva lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt extrem de importante. Dați-mi voie pentru început să vă transmit aprecierea și respectul meu pentru toți cei care vă faceți datoria și consider că trebuie să fiți un exemplu prin tot ceea ce faceți în această perioadă critică. Trebuie să nu aveți răgaz dacă nu vă îndepliniți obligațiile și dacă nu rezolvați toate situațiile care trebuie rezolvate în instituțiile pe care le conduceți. Cred că este foarte important să întărim forța și capacitatea direcțiilor de sănătate publică. În baza decretului prin care s-a instituit starea de urgență, direcțiile de sănătate publică pot să angajeze personal direct, fără procedurile de concurs, fără să aibă statut de funcționar public. Vă solicit să întăriți de urgență prin angajarea de persoane competente direcțiile de sănătate publică. Preluând din rețeaua școlară, și aici cer inspectorilor școlari generali să susțină direcțiile de sănătate publică pentru a prezenta oameni pregătiți care au capacitatea de a prelua sarcinile DSP, medici și asistente din rețeaua școlară, care e clar că în momentul de față cu școlile închise, au suficient timp la dispoziție și pot să constituie o resursă umană vitală în îndeplinirea atribuțiilor direcțiilor de sănătate publică. Apelați la rezidenți, apelați la angajați ai altor instituții, puteți lua de la casele județene de sănătate în cazul în care există personal calificat care poate fi disponibilizat. De asemenea, puteți lua inclusiv din anumite spitale care nu sunt în prima linie a bătăliei și care nu au atribuții directe. Trebuie să ne concentrăm pe câteva lucruri. Viteza de derulare a anchetelor epidemiologice. Capacitatea că odată ce o persoană este diagnosticată pozitiv, medicii epidemiologi să deruleze cât mai rapid ancheta epidemiologică și într-un timp cât mai scurt măsurile dispuse în urma anchetei epidemiologice, mai ales măsurile de izolare la domiciliu a persoanelor care au intrat în contact direct cu persoana diagnosticată pozitiv, să fie puse în practică repede. De asemenea, este foarte important să știți toate nevoile spitalelor din județ și să urmăriți sub coordonarea Ministerului Sănătății și a Ministerului Afacerilor Interne pregătirea spitalelor pentru a putea să ofere cele mai bune condiții de tratare a cazurilor atunci când vor intra gradual spitalele între spitalele în care se tratează cetățenii români care au fost contaminați cu coronavirus. De asemenea, trebuie să știți că am alocat din fondul de rezervă al guvernului 49 de milioane de lei către Ministerul Sănătății pentru a susține activitatea de carantină din fiecare județ și de asemenea am adoptat norme metodologice privitor la organizarea carantinei. Este foarte important să asigurați cele mai bune condiții persoanelor care se află în carantină. Sunt cetățeni români, trebuie să avem grijă de ei, trebuie să le asigurăm tot ceea ce este necesar pentru a sta în condiții civilizate, dar, pe de altă parte, să ne asigurăm că respectă toate regulile impuse în carantină. În ceea ce privește izolarea la domiciliu, am solicitat în repetate rânduri și chiar vom emite un act normativ în prima ședință de guvern pentru a responsabiliza autoritățile administrației locale în verificarea respectării condițiilor de izolare la domiciliu. De asemenea, am stabilit împreună cu domnul ministru de interne și alte măsuri pentru a asigura aplicarea cu strictețe a regulilor, a ordonanțelor militare și a actelor normative
și sancționarea drastică a tuturor celor care încalcă prevederile legale sau prevederile cuprinse în ordonanțele respective. Un alt lucru foarte important este viteza de transmitere a informațiilor între viteza de circulație a informațiilor între diferitele structuri implicate și chiar în interiorul diferitelor ministere și direcții deconcentrate pentru a putea transmite informațiile astfel încât pe baza informațiilor să se ia decizii. Din momentul în care s-a dispus că o persoană trebuie să intre în izolare la domiciliu, în maxim 24 de ore trebuie să fie informați reprezentanții autorităților locale, astfel încât ei să verifice respectarea deciziei de izolare la domiciliu. De asemenea, cred că trebuie să le facem o scurtă informare celor care intră în izolare la domiciliu cu ce condiții trebuie să respecte pe perioada izolării la domiciliu. Solicit o atenție pentru dezinfectarea spațiilor comune. Trebuie să impuneți autorităților locale să realizeze dezinfectarea spațiilor, indiferent că e vorba de mijloace de transport în comun, că este vorba de instituții care trebuie să asigure dezinfectarea și aici va trebui să vă asigurați că există toate cantitățile necesare pentru a realiza procesul de dezinfectare. Una dintre metodele de răspândire a virusului este prin contact. Și virusul trăiește o perioadă destul de lungă pe suprafețe. Suprafețele care sunt atinse de mai mulți oameni, cum sunt clanțe, bare, cărucioare și alte categorii de suprafețe, butoane de lift, sunt suprafețe prin care se poate transmite virusul și aici va trebui să ne asigurăm că se iau toate măsurile. Solicit AJOFM-urilor să se pregătească pentru aplicarea ordonanței prin care am decis plata șomajului tehnic din bugetul fondului de șomaj. Trebuie să fie pregătiți să proceseze rapid toate solicitările, declarațiile pe proprie răspundere care se dau astfel încât să putem într-un timp cât mai scurt de la depunerea solicitării să facem situațiile prin care să putem decide către ce angajați trebuie acordată această formă de sprijin. ITM-urile trebuie să asigure împreună cu DSP-urile informarea corectă a angajatorilor cu condițiile de la locurile de muncă care trebuie asigurate pentru a împiedica răspândirea virusului. Este extrem de important ca ITM-urile să se concentreze pe această activitate pentru că este clar că trebuie să menținem în activitate capacități de producție, tot ceea ce înseamnă comerțul, farmaciile și toate celelalte activități care trebuie să se desfășoare în condiții normale, furnizarea de energie, furnizarea serviciilor și utilităților publice, trebuie să ne asigurăm că se iau toate măsurile sanitare la locul de muncă pentru a feri angajații care vin la muncă de riscul contaminării cu virus. De asemenea, închei cu asta, comunicați constant, regulat, informații de utilitate publică. Combateți orice fake news care apare. Asigurați o informare corectă a cetățenilor. În funcție de diferitele categorii de cetățeni, în funcție de situația în care se găsesc, asigurați toate informațiile utile, informațiile necesare pentru a ne asigura că cetățenii știu ce au de făcut și pentru a ne asigura la un comportament responsabil din partea cetățenilor români. Vă mulțumesc!